Nu știu dacă să vă spun bine, v-am regăsit oameni buni, dar vă spun cu aceeași speranță cu care mă trezesc în fiecare zi și nu știu cui să mulțumesc că mă pot trezi în fiecare dimineață. Bine până acum, dar văd cum în jurul meu cad oameni, se îmbolnăvesc tot mai mulți. Unii dintre cei care nu credeau se îmbolnăvesc, alții care iau toate măsurile pe care le recomandă responsabilii din sănătate și nu numai, pentru că apar și oameni care nu se pricep la sănătate, dar preiau sfaturile și le dau mai departe. Nu este rău că fac acest lucru. Aproape obsesiv se repetă, se spune, purtați mască, spălați-vă pe mâini, păstrați distanța, nu faceți aia, nu faceți aia, nu faceți aia. Situația este din ce în ce mai rea și astăzi România a bătut un recordul negativ la toate cele trei, la toți cei trei indicatori principali care sunt anunțați oficial în fiecare zi la ora 13. Ce oră? Nu că aș fi fatalistă, dar la ora 13 se dau publicității cifrele oficiale. S-a bătut recordul la numărul de infectări, numărul testaților pozitiv. Rata de infectare este foarte mare pentru că, în comparație cu numărul testărilor, rata de infectare este foarte mare, sunt peste 8.000 și chiar profesorul Rafila a apărut astăzi și a spus că în curând vom avea peste 10.000 de infectări pe zi. S-a bătut recordul și la numărul decedaților, deci s-au bătut toate recordurile. Printre cei care au pierdut lupta este și șeful Inspectoratului pentru Situații de Urgență Constanța, un om destul de tânăr și în putere. Nici nu știu ce să vă mai zic. Eu port mască și o port mereu peste tot, mai ales că... Și nu neapărat pentru că autoritățile au decis ca masca să fie purtată și în spațiile publice deschise în Slatina. Și vă rog să urmăriți știrile Olt TV și site-ul www.oltv.ro, pentru că acolo vedeți ultimele informații legate de situația infectărilor cu COVID-19, cu SARS-CoV-2, de fapt, așa se numește acest virus, și măsurile pe care le iau autoritățile în încercarea de a limita numărul îmbolnăvirilor. Văd și știm din informări că spitalele sunt copleșite de și chiar s-a dat indicația ca toate spitalele să primească bolnavi de coronavirus. Dar ce facem cu celelalte boli? Ce facem cu ele? Ce facem cu bolnavii, de fapt? Nu neapărat, și nu despre coronavirus, mi-am propus să vorbim în această seară, dar am început emisiunea așa și, din păcate, se pare că va mai dura și că fiecare emisiune va începe așa, cu statistici și cu măsuri pentru limitarea efectelor acestui virus care face ravagii în toată lumea. Este pandemie în continuare. Vom vorbi în această seară despre anumite boli incurabile și leacurile din natură. Pentru că și mă gândesc acum la
bolile de tiroidă, imediat nu se găsește un anumit medicament în farmacii, dar se pare că avem la îndemână acum, trebuie să ne îndreptăm foarte mult spre leacurile din natură, pentru că ele au putere vindecătoare. Desigur, leacurile din natură trebuie combinate cu medicamentele sintetice sau semisintetice, dar numai la recomandarea medicului. În această seară este din nou în fața dumneavoastră un om care spune că și-a găsit vindecarea în natură. Bună seara, domnule Marin Giurea, și vă mulțumesc pentru că ați venit din nou în această seară. Avem nevoie nu numai de un număr pe care să plângem, pentru că nu trebuie să depunem armele, ci trebuie să găsim puterea vindecătoare. Bineînțeles, să aflăm de la un specialist, și fără să greșesc, pot să spun că dumneavoastră chiar sunteți un specialist, pentru că sunteți la bază asistent medical de laborator și ați lucrat aproape toată viața microbiologie. Știa toată lumea, Sanepid, în laboratorul Sanepidului. În fiecare zi lucrați cu bacterii ucigașe, cu bacterii, virusuri și cu paraziți intestin. Deci la bază sunteți asistent medical de laborator, dar ați finalizat și studiile de agronomie, da? Da. Facultatea de agronomie și... Unde am învățat, practic, plante medicinale și aromatice, curs de zi în anul 4. Și viața a făcut, soarta a făcut ca să experimentați pe propria dumneavoastră piele leacurile din natură, cu riscul de a repeta, dar nu veniți foarte des într-o emisiune televizată, și cu riscul de a repeta unele lucruri pe care le-ați mai spus, dar nu este un risc, bineînțeles, este un beneficiu că vă avem în această seară în studioul Olt TV, să vorbim despre o boală de care ați suferit, dar și despre psoriazis. Vom vorbi despre psoriazis. Mai ales că pe 29 octombrie, din 2004 încoace, pe 29 octombrie în fiecare an este marcată Ziua Mondială de Luptă împotriva psoriazisului. Boală incurabilă, dar considerată incurabilă. Despre care dumneavoastră continuați să spuneți că este considerată incurabilă. Și trebuie să vă spun că domnul Marin Giurea mi-a făcut bucuria ca în această seară mi-a dăruit o carte, Dincolo de Infinit. Da. Și aveți pe ultima copertă, îmi permite să citesc, și se va ridica un paramedic înrăsărit care prin ceva descoperi va revoluționa medicina cu câteva sute de ani. Boli incurabile până atunci se vor vindeca fără nicio problemă, a spus Nostradamus. De ce ați ales acest citat? Citatul ăsta mi-a fost dat de către... Această răstălmăcire... De Ioan Sugui. Eu am apărut pe timpuri la... Celebrul scriitor Ioan Sugui, care după ce m-a ascultat ce știam, mi-a scos o carte, Nostradamus, și din ea psalmul e scris în psalmuri și în versete. Psalmul 81, versetul 126, publica, era scris, se va ridica în răsărit, în estul Europei, cum ar veni, un paramedic care va descoperi niște lucruri ce
alții nu le acceptă. Deci faptul că m-am vindecat de o boală incurabilă... Dumneavoastră sunteți acesta? Eu sunt ăsta. Fără niciun fel de modestie... Fără niciun fel de modestie, sunt primul vindecat de lupus în istoria medicinii și după mine alți o câteva sute. Și totuși, de ce nu se vorbește despre dumneavoastră? De ce nu se vorbește? Nici pe la televiziune națională, ați apărut în niște publicații foarte serioase de-a lungul timpului, dar atât. Din câte înțeleg, deci, vi s-au pus niște piedici foarte, foarte serioase, dar n-aș vrea să ne lansăm în acuzații fără probe. Inutile. Nu pentru că n-aș vrea, ci pentru că... Nu e timp în emisiune. Sigur, da. Nu e timp în emisiunea asta. Hai să vorbim despre psoriasis. Să vorbim despre cei care... Care suferă. Deci unii sunt cu suferința, cei care sunt, eu nu îi numesc bolnavi, îi numesc suferinți. Unii suferă, dar cu durerea sunt toți țaicasii, toți care le cunosc. Închipuiți-vă că în lume sunt 125 milioane de bolnavi. De așa zis, oficial. Oficial, dar numărul lor este mult mai mare. În România, haideți să ne închipuim, sunt peste 400.000 de forme diferite la diferiți de bolnavi. Deci avem boală în funcție de fiecare bolnav în parte. Fiecare om e unic, unică face boala la fiecare. Acum, hai să ne închipuim, dacă toată populația județului Vâlcea ar avea psoriasis. Sau hai să pun două județe mai mici ca număr de populație. De Turcia, exemplu, Oltul are în jur de 460.000 de locuitori. Deci cam atât ar veni să fie populația. Se spune că oficial sunt în jur de 400.000, dar realitatea ar fi mult mai mare. Trei ori, poate, și de patru ori. De patru ori, de mai mult decât... Cum spuneți noastră, suferinzi. Suferinzi, da. Psoriasis, o boală nu care e boală. Nu e contagioasă. O afecțiune care nu este contagioasă, dar este... arată foarte rău. Este inestetică. Și, bineînțeles, că provoacă și foarte deci, multă 43% suferință. Din bolnavii ăștia consideră boala ca o rușine socială. 60% din ei suferă episoade de depresie. 34% din ei au uneori gând suicidal. 5% se sinucidă. 50% calitatea vieții este scăzută. Și 60% au probleme financiare. Eu am avut printre... Deci este o boală invalidantă, da. Așa, pentru oamenii se holbează. Eu așa zic. Să uită la cel care este suferind. Și refuză la un moment dat să mai dea mâna cu el. Mi s-a întâmplat mie când aveam eluțele cu tanate. Domnule Giurea, eu vă știu, noi ne știm de foarte mulți da. Și știu când aveați acele leziuni, nu știu, cred că erau de la lupus. De la lupus, da. Erau niște leziuni pe obraz. Da, pe obraz. Pe față. Nu puteam, adică încercam să nu mă uit acolo, dar nu știu, e automat, privirea ți se fixează. Văd că tenul dumneavoastră este impecabil da. de foarte mulți ani. Deci, ce se întâmplă? Mie mi-au trebuit 30 de ani de zile. Câți ani? 30 de ani mi-au da. Trebuit să pot să spun la ora actuală și să explic etiologia acestor boli. Am făcut 30 de ani de zile în luna iulie, aprilie, mai, de când eu nu mai am simptomatologia bolii. Când mă știi, aveam eu erupțiile cutaneate, eram în tratament fitoterapeut, cu plante, pentru că făceam alergie la medicamentele care mi se dădeau
pentru stoparea bolii. Și atunci v-ați a trebuit... întors la munca de laborator după ce ați lucrat... După ce am lucrat 3 ani de zile, ca inginer agronom, dar ați fost obligat de boală să vă întoarceți la munca de asistent medical. Să vă întoarceți la muncă, pentru că mi se făceam alergie la soare, nu trebuia să stau în soare, nu trebuia să stau în miros de substanțe toxice, erbicide, insectofungicide și așa mai departe, pesticidele. Și mi s-a recomandat schimbarea locului de muncă, pe cale medicală, pentru că nu mai puteam face față la solicitările din munca mea de inginer. Și am trecut la muncă de asistent medical și așa mi-am găsit leacul. Mai întâi ați mers la Am mers medic. la medici. A fost transferat de la Craiova, la Slatina, la Craiova și am stat în spital internat din luna mai până luna august. Și acolo mi s-a spus, dacă boala va reapare așa cum ai venit, mai de trăit minimum 2, maximum 6 luni. Asta mi se mai dădea mie șanse de supraviețuire. Pentru că în afară de leziunile cutanate, sunt leziunile interne foarte grave. Dinăuntru. Și sunt boli sistemice care se pun în evidență prin analize de laborator, prezența anticorpilor antinucleu, anti-RNA, anti-ADN și așa mai departe, și analize și forme cutanate, care la culmea, la ele, analizele sunt perfecte. Și atunci, eu având un lupus eritematos cutanat, prin medicație, mi s-a băgat înăuntru și automat am făcut un lupus sistemic cu prindere vișenară pe meningele spinal. Și de aici tot tratamentul. Și ați renunțat. După 7 ani de zile, nemai putând suporta medicația, a trebuit să-mi găsesc singur leacul. Și mi l-am găsit. În ce? În plante, în amestecul de plante. Deci nu planta te vindecă, să fie înțelesul pe lume, ci ceea ce conține planta. Am considerat că tot ce se întâmplă în apariția acestor boli autoimune, lupusul, sclerodermia, pemphigoistivosa, nu mai știu ce, sunt reacțiile pielii când dinăuntru organismului substanțe nedorite de către apărute în timpul metabolismului sunt eliminate prin piele afară. Și asta e, de fapt, reacția pielii la traversarea ei dinăuntru către afară, dacă către aceste substanțe ne la locul lor formate. Există cauze care declanșează boala și persoanele care au afecțiuni ale tiroidei riscă o boală autoimună. Și lista asta de boli autoimune depășește 50 ca număr, sau poate să fie indus în organism din diferite medicații care pun în pericol sănătatea. Deci, la nivelul intestinului are loc o mutație genetică. Eu, ca să înțeleagă lumea, că nu toată lumea înțelege mutație genetică, spun convertire. Să convertesc anumite substanțe, anumite bacterii care vor transforma aceste substanțe conținute de medicamente în produși toxici, care eliminați prin piele, se pun în sânge, din sânge ajunge la epuratori, eliminați prin piele, dau reacțiile respective. Psoriazis, sclerodermie, pemphigoistivosa și așa mai departe. Acum, în tot timpul ăsta, am tot citit.
am tot citit și am tot făcut. Și când îți propui un lucru, natura te ajută. Îți scoate în cale, e un Dumnezeu. Îți scoate în cale exact lucrurile de care tu ai nevoie, lucruri pe care tu cauți răspunsuri și nu le găsești. Vorbiți de plante, da? De plante. Adică aceste plante pe care dumneavoastră deci sunt numai într-o anumită zonă, să zicem aici, cresc la noi? Cresc în toată țara. Cresc în toată țara, nu numai la noi. De exemplu, eu am, mi-aduc în Botoșani, din Suceava, din județele astea, acolo crește planta. Din Apuseni, acolo cresc ce am eu nevoie. Și plus, ce mai găsesc eu prin preajmă, prin localitățile astea din Olt, să zicem. Domnule Giurea, puteți fi acuzat că dumneavoastră folosiți leacuri băbești, cum s-ar spune. Adică nu faceți acolo științific cantitățile micro... Deci atâta timp cât ai deschis o carte. Știți că acum cred că din ce în ce mai mulți au aflat, dacă nu cumva știau deja, pentru că nu este atât de complicat, că niciun medicament de pe lumea asta, cel puțin așa știm noi, dar este posibil să fie puse în uz și că testările nu sunt finalizate așa cum ar trebui și că unii dintre noi chiar suntem cobai, dar în mod oficial niciun medicament de pe lumea asta, niciun leac voi spune poate fi pus în vânzare în rețeaua farmaceutică sau eu știu în alte, chiar în plafar, am spus un nume comercial, rețeaua care comercializează produse naturiste. Naturale, se le spune naturale. Naturale, da? Naturale. Vă rog să mă corectați când greșesc, da? Fără să fie testate ani de zile pe oameni. Deci dumneavoastră ați putea fi acuzat, domnule, a venit am înțeles. Cineva care pretinde că are leacul pentru o boală considerată incurabilă de toți medicii din lumea asta. Am obținut brevet de invenție fără amestecurile de plante. Am aprobările Ministerului Sănătății. Este foarte bine că precizați asta. Deci, am tot ce se poate numi, la ora actuală, autorizații. Că mă uit în urmă și văd 70 de ani de zile, mă pun problema următoare. Băi, mai pot să mai fac un an, doi, după care m-am săturat de habarniști, părerologi și mercenari. Știți că sunt mulți care vă contestă. Mă contestă. Cine mă contestă? Cine? Cine? Niciodată. Deci, Mântuitorul, când a fost pus să omoare femeia adulteră, a zis să ridice piatra și să dea cel care n-a greșit în viața lui. Vreau să fiu judecat de către cei care s-au vindecat, de cei care sunt în curs de vindecare și de membrii familiilor lor. Nu vreau să fiu judecat de părerologi, eu așa îi numesc. Ce părere aveți despre? Când îi spun întrebarea asta. Vei, dacă știi, spui, dacă nu, taci. Dar nu stai cu părerea. Și acum să revenim. După cât timp ați spus că ați citit foarte mult și că ați găsit o modalitate plantele necesare. Care... De fapt, este o întreagă schemă, așa cum se aplică peste tot scheme terapeutice și la dumneavoastră este la fel. Este o întreagă schemă. Am aplicat în explicații.
și am dat niște explicații de bun simț apariția acestor etiologiei acestor boli și am reușit să le demonstrez că se vindecă. Reacția celor care până atunci se duceau la cineva ca să facă, deci oameni care ani de zile se trataseră, știți care a fost răspunsul? Ai avut boala în cap, bă. Tu te gândeai că o să fie și te-ai vindecat automat? Mental. Mental. Dar eu am luat în considerație tot ce s-a scris în medicina veche. Îi întrebam, de ce îmi dați? Așa se dă, așa se face. Dar niciodată nu îmi dădea o explicație logică a medicației care mi se dădea. Poate că un răspuns ar fi trebuit să spun așa cei pe care îi întrebați, pentru că astea au apărut pe piață, da. Nu? Nu se știe. Deci dacă spui că nu știi de ce apare boala, ești ceea ce numesc habarist, nu știi despre ce apare boala și n-ai vindecat pe nimeni niciodată, ești un habarist, ești un părerolog sau un mercenar. Deci ce vindecați dumneavoastră? Lupusul și deci tot ce se numește boală autoimună. Tot ce se numește boală autoimună. Lupus, psoriazis, sclerodermie, pericliticiosă, scarsarcoidoză, sindromul Sjögren, sindromul Raynaud și multe, 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 boala Crohn. De obicei, oamenii nu au răbdare și un tratament naturist are nevoie, sau e corect spus, natural sau naturist? Natural. Natural. Deci se spun tratament natural. Natural. Naturist înseamnă peisagist, copiere după natură. Dacă îi spui unui om că ia niște pastile și se poate vindeca sau nu, sau se poate ameliora boala într-o lună și îi spui că trebuie să ia un tratament natural și durează de 10 ori mai mult... Un an, doi. Da? Care este reacția imediată de obicei? Refuză tratamentul natural. N-au răbdare oamenii. N-au răbdare. Eu am făcut tratament natural. Dar am câștigat o viață. 3 ani sau 4 ani am băut ceai. Am băut ceea ce noi numim ceai. De fapt, este un extract obținut în apă prin fierbere. Rețeta este secretă, da? Nu e secretă. Ați publicat-o undeva? Nu am publicat-o. E dată la OSIM. Da. Și... Dar e firesc să fie secretă, nu? Este într-un fel a dumneavoastră secretă. Și... Da. Și uite că am oameni care s-au vindecat, dar care sunt ilegaliști. Adică? Adică, domnule, sunt 3 feluri de medici. Unii care acceptă tratamentul și tratamentul natural. Dar știți că sunt din ce în ce mai mulți și care pe lângă... Sunt ce mai mulți și mai tineri, și tineri. Da, am observat și asta. Și tineri care acceptă lucrul ăsta. Sunt medici care poți să iei treaba ta, nu le îndeamnă pe bolnav să ia și tratament natural, și sunt medici care, nu se poate, în clipa asta părăsești cabinetul. Lucrurile s-au schimbat destul de mult în ultimii ani. Chiar întâlnesc medici care recomandă pe lângă medicamentele chimice, da, sintetice, antibiotice și alte medicamente cu care trebuie acționat imediat, fără doar și poate și cred că nici dumneavoastră nu negați asta, că nu sunt ne. Atâtea boli care au nevoie de așa ceva, dar
recomandă și tratamente naturale. Se găsesc și în farmacii acum, pe bază de, strict pe bază de plante, și nimic altceva. Da. Și care se găsesc în capsule. Se găsesc în capsule, numai că eu n-am avut timp să fac capsule. L-am făcut extract prin fierbere. S-ar putea ca să nu obții toți componenții care ai tu nevoie prin capsulă. Sunt plante care, de exemplu, dacă le-ai făcut pulbere, eficacitatea lor este de 30 de minute. Ori ca să faci o capsulă, trebuie pulbere. N-ai și făcut... își poate pierde proprietățile. Își poate pierde proprietățile și le faci degeaba. Sunt plante care numai prin fierbere poți. Și sunt plante care, cu care omenirea s-a tratat, să spunem, tratat în ghilimele, mii de ani, în care strămoșii noștri le foloseau. Adică ați citit, spuneți că ați citit foarte mult din medicina veche. Medicina veche, medicina tibetană, da? Medicina chinezească. Și vorbeau acolo despre vindecarea acestor boli autoimune prin puterea plantelor? Prin puterea plantelor. Am avut un nene care lucra în televiziunea română și care a făcut niște filme prin călugării tibetani. Și s-a arătat acolo unui călugăr și a spus, ăla zice, eu îți dau, dar să știi că ce ai tu te vindecă plantele care cresc în zona unde te-ai format un genetic. Eu ca tine, deci vindec pe ai mei tibetani cu tratamentul ăsta, pentru că oamenii ăștia s-au format genetic acolo unde s-a format planta. Deci este foarte important și îmi spune el, mie, zice, să facem tratament cu plantele, din care zona de unde suntem. De unde suntem. Da. Arealul geografic. Da. Și mi-a arătat el, mie, zice, bă, uite, Neamarine, băi, zic, tu crezi că eu sunt Mafalda, știu ce crește în Nepal? Dar de la chinezi am preluat un lucru. Cele 700 de canale energetice existente în viața la fiecare om în parte. Canale energetice prin care chinezii le au de la niște civilizații anterioare nouă, foarte bine puse la punct în punct de vedere medical, chinezii aplică cu acupunctura. Și altfel mi-am dat seama de ce o persoană are erupție numai pe pielea capului, de ce are numai coate și genunchi, de ce are pe burtă, de ce are pe spate, de ce. Și atunci, luând o hartă cu de-asta de acupunctură, mi-am dat seama că acolo unde sunt erupțiile cutanate reprezintă organul care este afectat de către substanța asta nenorocită. De substanța de tip necrotic, care poate să apară. Și atunci mi-am zis așa, în intestine, este vorba de cele 12 staturi energetice. Chinezii le știau. În medicina hindusă, zeița Kali, care este considerată zeița vieții și a morții, este reprezentată de o persoană de gen feminin, cu 5 perechi de brațe și 2 picioare. În fiecare braț sau picior ține un organ intern. Acum, ei considerau că fiecare canal energetic este deținut de un anumit organ. Mai târziu, în Leonardo da Vinci pictează cena cea de taină, în care nucleul, Iisus, este înconjurat de cei 12 discipoli ai lui. Penultimul e Toma și ultimul este
Iuda. Toma Necredinciosul. Toma Necredinciosul și ultimul este Iuda. Și noi avem un proverb. Te-ai trezit în al 12-lea ceas. Te-ai trezit în ceasul morții. Pentru că acel al 12-lea strat este foarte slab încărcat energetic, este trecerea către neant. Domnule Giurea, cât de important când este... O boală, da? Când o boală apare, distruge întâi nucleul și dacă boala progresează, organismul se retrage pe straturile energetice mai slab încărcate, ducând lupta cu boala. Cu cât se depărtează de nucleu, cu atâta boala este mai dramatică, ne atinge apogeul. Când aplicăm noi tratamentul natural, trebuie să-i dăm tot ce-i trebuie organismului, neștiind, de fapt, pe ce meridian să luptă. Automat își va alege organismul din acest noian de elemente, elementele specifice stratului energetic pe care se duce lupta. Restul rămânând și ieșind afară. Nu se acumulează în organism. De data asta face boala pasul înapoi și omul se simte din ce în ce mai bine. Până la distrugerea bolii. Până la... Deci să le face și nucleul energetic. De obicei, răbdarea nu este specifică omului. Asta este o mare problemă. Și eu vă ascult cu mare atenție și îmi dau seama cât de important este, întotdeauna v-am ascultat cu mare atenție, am avantajul acesta de a fi întâlnit în viața mea oameni de la care am avut ce învăța și dumneavoastră sunteți unul dintre aceștia. Recunosc că poate nu întotdeauna am răbdare și atunci îmi fac procese de conștiință și îmi spun, Doamne, trebuie să acord mai mult timp lucrurilor și oamenilor care explică lucruri. Cât de important este să vizualizezi, asta știu și la dumneavoastră, dar am mai și citit, să-ți vizualizezi interiorul organismului, care este unul dintre, poate, primii pași spre vindecare. Privește-ți organismul și vezi în el unde se duce lupta. Și dă-i ceea ce-i trebuie. Când erai copil, mâncai fructe crude. Cât timp organismul avea nevoie de ce conținea fructa aia crudă, te lăsa să mănânci. Când, făcându-i un rău, tu să sterpezau dinții. Tu puteai să mai mănânci fructa. Aveai minte de copil. Băi, nu mai mânca. De unde? Tu băgai în tine. Organismul îți dă dăștire prin durere, prin greață, prin vomă, că ceea ce îi dai nu-i priește, îl bagi pe el în suferință. Și automat tu trebuie să le excluzi din alimentație sau să-ți faci probleme. Ce s-a întâmplat de fapt în organismul meu de nu mă acceptă mâncarea care pe mine mă... era o plăcere să mănânc. Și care nu făcea rău. Care nu făcea rău, da. La ora actuală suntem ceea ce mâncăm. Deci multe, multe boli sunt din aromatizanți chimici, conservanți chimici, coloranți chimici. Încotro ne îndreptăm în acest ritm? Spre eșec, spre moarte, sigur. Eu am avut o perioadă când, deci, mi s-a acrit vinul. Și l-am dus, băi, zic, nu mai cumpărați, lasă la mine că vi-l dau gratis. A, nu-l luăm de la dumneavoastră că miroasa strugure. Păi dacă e făcut din struguri, nu trebuie să miroase a strugure.
luăm de la... Și lumea ce vrea să miroasă vinul? Așa, mă, nu. Apaie. Și l-am dat unei o femeie servici neamărine, nu l-a lucat la chiuvetă, lasă că le iau eu. Mă întâlnesc cu Lenuța, după vreo... Ea ieși să la pensie între timp și spune, zice, știi, s-a făcut curățenie în debara. Și am dat de niște castraveciuri, a crescut... Bă, tot castraveciuri erau, frate. Pe când ei lați erau bălegar. Deci ce e natural, nu poate să-ți facă rău. Dar nu e bun la gust, ar spune mulți. Suntem noi, deci eu am cunoscut, am un termen de comparație. Nu accept ce acceptă tinerii, pentru că ăștia n-au experiența mea. Să știți că prima parte a emisiunii deja s-a terminat, nici nu vine să cred că a trecut atât de repede și o să ne mai rămână puțin timp în a doua parte. Este, și aș vrea să citesc niște întrebări la care dumneavoastră căutați un răspuns. Da. În continuare vă puneți întrebări și ele se găsesc în această carte Dincolo de Infinit. Continuăm discuția noastră după câteva minute de publicitate. Viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide. Discutăm despre anumite boli incurabile, dar care au leacuri în natură și omul care a găsit formula vindecătoare, susține dumnealui, pentru anumite boli autoimune este Marin Giurea, prezent în această seară în studioul Olt TV. Domnule Giurea, cred că mai avem, Florin, nu? Cam un sfert de oră până la sfârșitul emisiunii. Vreau să vă întreb dacă ați păstrat aceeași formulă de când ați găsit dumneavoastră formula vindecătoare. Știu că aveți mai multe tipuri de, deci am așa, de combinații de am plante. Am o combinație, A1, amestecul 1, da? Care merge fără nici cu iepurare în tot ce e în afara praporelui. Am împărțit organismul în extraperitoneal și intraperitoneal. Avem doi cai care atrag la aceeași căruță, avem două organe care fac iepurație, riniciu și ficatul. Riniciu are tot ce este în afara praporelui, A2-ul este ficat, pancreas, piele, intestine cu totul, mergând cu sterilizarea intestinală, folosindu-ne de antibiotice naturale care nu dau rezistență. Și luăm miere, deci antibiotice de miere, albina adună ce e mai bun, din ce e mai frumos. Este singurul produs care nu se strică. Niciodată. Nu se strică niciodată. Pentru că are antibiotice în ea și are fructoză, nu glucoză. Are 5 atomi de carbon, nu are 6, ca glucoza. Deci în această formulă ați introdus și mierea și tinctura de propolis, care e un antibiotic natural, care nu dă rezistență. Împreună cu antibioticele conținute de plante, această trinitate va steriliza intestinul în totalitate. Deci este esențial ca aproape în orice boală sistemul digestiv să funcționeze perfect. La parametrii normali, mergând pe principiu, după aceea mergem numai cu plantele, pe principiu dacă îmi repar bucătăria, mănânc mâncare gătită de altul. După ce organismul s-a recuperat în totalitate, ne va da semne, adică ceaiul ni se va părea amară, iute, acru, băloșat, nu mai avem poftă, grețos. Este posibil ca după începerea tratamentului să începi să te simți foarte rău și atunci te gândești să renunți, că nu are efect? Deci eu le spun, dacă apare simptomatologie greu de suportat, se întrerupe ceaiul până trece simptomatologia.
se reia cura, dar punând la aceeași cantitate de apă, plantă pe sfert, pe jumătate sau trei sferturi, la limita suportabilității organismului care face detoxifierea. Restabilești singur doza. Și am făcut una A3, care este mai puțin virulent față de persoana care, pentru persoanele în vârstă, mai ales, care se prângeau de dureri reumatice, pentru că aceste ceaiuri scoate și reumatismul de oase din articulații, și la care, spun, își stabilește singur doza la limita suportabilității organismului respectivei persoane. Poate să-mi dea astăzi la 1 făcut pe sfert, să facă o pauză de o zi, două, să bea 2, deci în așa fel încât organismul să poată să se epureze, controlând epurația, în același timp epurația pe care o are. A1 conține 14 plante, A2 conține 17. Puse pe care le prelucrați dumneavoastră, le culegeți, le uscați, uscate, mă rog, culeg și alte persoane. Culeg și alții, multe le cumpăr, de la culegători. Surse sigure, care îmi ia un plantele și eu le plătesc în momentul când eu le vreau așa, și așa mi le aduc. Mie decât îmi spun cât fac, atât le plătesc la livrare. Și unul moldovean îmi spunea la un moment dat, apoi, domnule, n-am întâlnit om ca dumneavoastră. Adică? Adică, noi primeam banii după ce respectiva persoană și vindea plantele. Niciodată nu le primeam înainte, deci mi-au adus 100 de kilograme, mi-au cerut o sumă de bani, le-am dat-o. Da, dați-mi voie să citesc eu întrebările din, la care căutați dumneavoastră răspuns. Cei care ar dori să citească cartea, unde o pot găsi, dincolo de infinit? 2020, chiar anul acesta, ați lansat-o, dar eu nu țin minte să fi fost vreun eveniment în Slatina. Nu am făcut, pentru că a fost COVID-ul ăsta, n-ai voie să ai nu știu cât, să faci întruniri, să faci, deci dacă lansezi o carte, trebuie să ai o librărie și librăria să fie niște oameni, nu? Ori n-ai voie atât, sau n-ai voie... Și unde ați lansat-o? La am lansat-o la Ploiești, unde am și expoziție, o expoziție cu sculptură în ramurile de șin. Da, tot din natură. Tot din natură, da. Întrebări la care caut răspuns, da. Dumneavoastră, și cred că sunt întrebările noastre ale tuturor. O să le citesc foarte repede. 1. Ce profesie va trebui să aibă cel care va descrie primul etiologia bolilor de colagen și va vindeca primii bolnavi? Cărei națiuni să aparțină? 2. Câți bolnavi vor trebui vindecați printr-o nouă tehnică încât să fie convinsă lumea medicală? A treia întrebare. Cine va fi afectat dacă printr-un tratament simplu, ieftin și fără risc medical, bolnavii se vor vindeca? Păi aici cred că avem răspunsul deja, da, nu? Da. Industria farmaceutică, industria, da? Industria farmaceutică? Eu n-am nimic cu farmaciile, doamnă. Nici eu. Cu industria asta care se tot bagă. Industria farmaceutică este industria care are cel mai mare profit și pe timp de pace și pe timp de război. A patra întrebare. Cine are dreptul moral să judece pe cel ce susține că boala are vindecare și va face demonstrația respectivă? Ce va păți cel care va face acel lucru? Dumneavoastră ați pățit deja. Am fost. Poate fi român? Ce motive determină la ora actuală acceptarea unui sistem terapeutic neputincios care aduce atâta suferință și durere? A opta întrebare. Ce motive, în afara celor financiare, determină respingerea terapiei naturale? De ce nu se discerne ce este corect și adevărat și se urmează aceeași cale greșită și plină de riscuri? A zecea întrebare. De ce sunt acuzați și condamnați deschizătorii de drumuri? De ce se spune așa s-a întâmplat tot timpul, da, nu? De ce se spune că m-am pus rău cu cine nu trebuie? De ce se glorifică incapacitatea și superficialitatea?
Și aveți un set de 12 întrebări. De ce bolnavii care aplică metodele terapiei naturale sunt judecați și condamnați tocmai de aceia care ar trebui să-i ajute? Și aici spuneți, îmi permit să dau câteva rețete pentru niște suferințe ale celor care mi s-au adresat. Da. Da, sunt întrebări la care putem avea un răspuns, dar se pare că neîncrederea și respingerea, chiar dacă unii, să zic, cred în puterea vindecătoare, nu dintre cei care sunt neapărat, care sunt bolnavi, ci dintre cei care lucrează într-un anumit sistem și resping din start orice alternativă. Doamne, mie mi s-a spus, bă, dacă eu vezi cărțile alea și mă toate sunt scrise de mine pentru lupus și mă toate pentru psoriasis. Dacă eu accept ce spui tu, nu voi mai rămâne în istoria medicinii. V-a spus cineva asta? Mi-a spus cineva asta. Iar când eram internat la Craiova, aveam până Dumitru, care avea un spate foarte solid, în sensul că avea doi gineri din Comitetul Central. Cine era Nea Dumitru? Un bolnav? Un bolnav. Și într-o zi le-am pe marele profesor. Dom'le, știi de ce mi-apare boala? Nu știu, Nea Dumitru. Dar știi să mă vindeci? Nu știu, Nea Dumitru. Ascultă-mă. La ce dracu mai ești, bă, profesor, și mai ești doctor? Pentru a plecat asta. Pentru că sunt mulți medici care spun medicina are limitele ei. Nu putem să... Eu am două, deci port odată. Faptul că sunt român, sunt român. Ce România, mă! Eu, la televiziune. Ce român? Bă, ce am, dacă sunt român? A fost căutat și din străinătate? A fost căutat în străinătate cele mai multe. Și am dat cartea asta să fie tradusă în limba engleză, în limba franceză, în Statele Unite, la Seattle și la Los Angeles, unde mă ajută biserica română de acolo. În Statele Unite ale Americii, da? Da. Și am fost căutat de acolo, au venit oameni care, vorba uneia, știi, de unde era, mă, cucoana aia de venisă? Păi era din Chile. Aha, auzi, bă, Ilie, și tu ce ai, era din Groze, bădu. Că suntem mai dintr-o parte, fire al dracuță. Da, am zis că o să facem o dată emisiune doar să spuneți bancuri, pentru că sunteți, nu trebuie să ne pierdem niciodată simțul umorului, indiferent de vremuri. Și cred, adică știm cu toții că asta ne salvează, pentru că într-adevăr este o perioadă acum în care cred că simțim aproape cu toții că ne pierdem mințile. Eu unul nu. Nu? Deci, apropo, pentru că ne-a mai rămas, câte minute mai avem, Florin? Cred că dură 2 minute, nu? Apropo de părerologi, acum nu vă întreb ca pe un părerolog, ce ziceți de acest COVID? Deci, de SARS-CoV-2? El e un virus, fără nicio decadă. Ce anume? E un virus. Da. Care are poartă de intrare parentală, deci intră pe cavitatea bucală. Ajunge în stomac, unde își vede cap. Deci produce niște... Deci nu virusul ca atare, ci ceea ce îmi produce el mă intoxică pe mine. Dacă sunt tânăr, organele mele interne sunt capabile rinichiul. Deci se formează o substanță nedorită. Se formează o substanță nedorită. Dacă ajunge la rinichi, rinichiul este ca... Prima dată putea să-l bage în mușchi. Sunt zone de proiecție energetică renală. Simți ca bolnav cum cineva îți mulge carnea de pe tine. Te dor mușchi.
Dacă ajunge prin plămân, canal rinic plămân, ai probleme cu respirația? De-aia apar probleme respiratorii. Rinici, inimă. De-aia apar probleme la cei care sunt bolnavi de inimă. Rinici și de clachează riniciul la diabetici. Păi riniciul ăla e distrus în medicație. O să vă adresez acum o întrebare, este ultima și vă rog un răspuns foarte scurt și probabil că mă vor înjura foarte mulți. Credeți, pentru că știu că există, de-a lungul timpului au fost oameni care au apelat la leacuri împotriva virusurilor, da? Credeți că s-ar putea găsi, să zicem, un leac în natură împotriva acestui virus? Să nu fie român. Bun, cu aceasta vă mulțumesc. Dacă e român, nu e. Bun. Vă mulțumesc încă o dată, vă doresc multă sănătate și putere și să vindecați cât mai mulți oameni. Vă mulțumesc și dumneavoastră, oameni buni, să ne vedem sănătoși săptămâna viitoare. Aveți grijă de dumneavoastră. Această emisiune o puteți vedea în reluare sâmbătă la ora 18. O să o punem și pe YouTube. Să auzim de bine!